Procurorii de Icod au prins în flagrant un tânăr din județul Gorj care luase droguri din Vâlcea și le transporta spre Târgu Jiu. În vârstă de 26 de ani, acesta a fost depistat cu o cantitate însemnată de cocaină, al cărei preț este foarte mare pe piața neagră. Cu această ocazie a fost depistat în trafic pe raza localității Polovragi un tânăr de 26 de ani din județul Gorj care avea asupra sa cantitatea de 250 de grame cocaină în valoare de aproximativ 25.000 de euro. În cauză s-a luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de tânăr, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, se arată într-un comunicat de presă al poliției gorjene. Tânărul prins cu droguri va fi dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.